Hei, salut! Sunt Ionel, un oltean în Franța, apicultor la Apisines, apicultor la marginea gardului electric. Deși dimineață, mă rog, cât mai poate fi dimineață la ora asta, e destul de zgomot pe șosea, să zicem așa, pe drumul național, apoi e zgomot și prin gospodărie pe aici. E foarte greu să mai găsești timpul ăla calm, de liniște, de cafea dimineață în care doar grăierii se aud. Sunt câinii care latră, găinile care cocodăcesc, cocoșii care se înfurie și noi care mai comentăm din stânga în dreapta. Încă nu s-au ieșit din cameră copiii și așa că e liniște. Bun, revenind la lucrurile noastre serioase, aveam câteva întrebări de la niște colegi și să le dau citire. Intru pe comentarii și nu știu de ce lumea se învârte tot în jurul acidului formic. Marius, spune așa domnul Marius, nu-i dau numele public, vă salut, tratamentul de acifomic a folositului celule în rame, mulțumesc, o zi frumoasă. Marius, n-am folosit celule, am folosit tot timpul acele vaporizatoare Nozzleheider. Din 2005 le-am folosit, a fost o perioadă în care n-am avut suficiente, am adaptat alte trucuri, acum dozatoarele, vaporizatoarele acele le folosesc. M-am gândit că n-ar fi o idee roiapă care, ca de exemplu, ca să vorbesc românește, să nu vă pare exemplu, ca de exemplu, să le folosesc la nucleele și la roi de mini plus, acele ulucele, să cumpăr și să văd dacă am cât de cât un control. Dar prima greșeală pe care o fac cei care, sau neadecvare, ca să nu zică că i-au acuz că nu știu să-și facă treaba, prima neadecvare la cele ulucele este faptul că ai nevoie de un înălțător ca să, de minim 3-5 cm deasupra lor, să permită să se realizeze acea cameră de vaporizare, de o anosire în care formicul se omogenizează și coboară în jos. Asta este, fără acele porișoare, supraînălțări, mie mi se pare neadecvat modul în care se face tratamentul cu acele ulucioare. Deci voi căuta să-mi iau un calcul, nu spun pe să-mi iau, bine, nucleele și rodurile sunt multe, dar cel puțin cum am luat și acum în prima fază, că atât a fost bugetul pentru ăsta, am luat 20 de vaporizatoare. Urmează acum să-mi iau pentru toți tupii. La fel și acolo, să-mi iau pentru un lot experimental acele ulucioare. După opinia mea, cred că n-ar trebui să pun mai mult de 2 pe mini plus, pe 6 rame de mini plus, indiferent cât de mare ar fi. Și pe asta zic, o să ne iau în discuție, să-mi iau măcar pentru un sfert din stupii de mini plus, fie pe 6 rame, fie pe 12 rame. Dacă e de 12 rame, acolo trebuie 3 ulucele, cel puțin. Mai ales că ideea să acopere cuibul. Nu are rost să fie pus într-o zonă în care nu este albină. Asta pe de-o parte. Apoi, am un coleg care spune, Stelian Gheorghe, spune că părerea lui ar trebui... Părerea mea este că la sfârșit de septembrie ar fi cel mai bine de ales să recuperez acel roi din trunchiul acela gros de copac. Eu n-am abilități de a ciopli la lemnele alea și a le sparge. Dacă am făcut, am făcut-o ca amator și fi vorba de niște lemne într-o fermă. Vă vedea dacă o să fac efortul, mai ales că ultima dată n-am mai văzut atât de multe albine ca la început și mă duc acolo să fac o muncă de spartită mai trunchi pentru niciun kilogram de albină și eu nu-s vânător de roiuri ca alt coleg pe care îl stimez, Mihai Grama, care a legat după roiuri prin pădure. Deci de asta nu știu dacă eu o să fac efortul ăsta, dar nu era ideea. Mulțumesc frumos pentru sfat. Apoi, Sami mă întreba dacă plătesc bine, probabil vorba de regine, o să vedem, Sami, dacă e vorba de plătit bine. Plătit în euro, în cash sau în hidromel. Da? Așa, vom vedea acum cum este vorba. Acum facem perfuzarea din bidoanele mari în sticle de 75 a hidromelului și pregătesc, de exemplu, bidoanele astea le pregătesc să fie spediate prin curier, probabil fan curier. Și sticle, dar trebuie să le camuflez bine. Anul trecut nu am avut pierderi de sticle,
Și au mers bine, totuși vară și canicula, dar sper că vor ajunge cu bine. Văd căței care mă ceartă. Nu le place vocea mea. Așa că n-aveți decât să vă adecvați cu ei aici, că n-am variante. Ionuț Munteanu, vreau să explicați mai mult cum face soluția de fornic. Cred că sunt vreo 12 filmulețe pe care le-am publicat, dar nicio problemă explic acum. Tot timpul ne dozez apa întâi. Ideal să folosiți o apă demineralizată sau distilată, cum se folosesc la bateriile când punem soluția de acid în baterii. Nu se mai fac lucrurile astea, dar cam aceea este apa care trebuie să o luăm în atenție. Și în altă ordine de idei, pentru a face de la 85 la 60, pun 500 de mililitri de apă într-un bidon de 2 litri și pe urmă torn litru de acid formic de 85 peste. Și am un aproximativ 65%. Da, este o formulă, e scrisă în comentarii, o găsiți și pe internet, este marele specialist în formule chimice, colegul nostru, domnul Sebastian Ecovici, el a scris-o acolo. Eu am socotit că mai trebuie să faceți și dumneavoastră o muncă de căutare, ca să, na, să găsiți și să ne dați interacțiune. Ecovici s-a făcut disponibil să vă scrie formula, așa că citiți comentariile, o găsiți la unii filmulați. Dacă vorba să fac de 40, un pic peste concentrație, iau o sticlă de 2 litri jumate, pun aproximativ un litru și un pic vine din calcul, dau un litru, să zicem așa, și torn un litru de acid 85 și obțin acidul formic respectiv, aproximativ 40%. Deci asta legat de cum fac eu formicul. Da, este adevărat, peste tot primesc comentariul ăsta de acidul formic, nu atacă plasa varroa, nu atacă sârmele, atacă și păduchele acidul formic. Ăla de 45 sigur atacă doar în fază foretică și e vorba de un tratament de lungă durată, deci nu e un tratament, cum se spune în engleză, flash, săgeată, fulger, este un tratament de lungă durată. De asta se și pune să depășească cele 3 săptămâni, cele 21 de zile, să meargă peste 24 ca să prindă și ce ar fi ciclul pe printor. Nu omoară decât cei pe albina în fază foretică. Dacă folosiți, și apropo, cu dozatoarele acestea, cu vaporizatoarele acestea, Noza Hider, eu pun în laterala cuibului. Fiind cuibul pe mer, pun în al doilea cuib, deci în partea, un lucru eu în partea dreaptă, în al doilea cuib, și în felul ăsta se face evaporarea și îmi va afecta la nivel de tot ce înseamnă varroa care e cozat cu albinuța. Pentru tratamentele de deasupra, cu absorbante, cu burețe, cu nu știu ce altceva lucruri acolo, chiar cu lucioarele acelea și puneți de 60, acolo este un tratament care poate afecta dacă de 65, dacă îl țineți pe lungă durată, poate afecta și varroa la nivel de puiet căpăcit. Numai că aici aveți o limită de temperatură, peste 25 de grade, mai ales dacă nu aveți un beci sau un soclu cu plasă antivaroa și nu respectați, cu mulți nu respectă conceptul acesta de cameră de evaporizare, unde supraînălțare măcar de 5 cm deasupra, dacă nu încat pur deasupra să se creeze camera, aveți toate șansele să scoateți albina afară la barbă, cum zic colegii, din cauza concentrației foarte puternice. Albina fiind scoasă afară, nu știu dacă regina la vremea aia chef să se plimbe pe afară, că așa se întâmplă situația, nu mai este ventilație în stup și de aici apar anumite consecințe și nu din cauza formicului, ci după opinia mea este din erorile de manipulare și de aplicare a tratamentului, adică din vina apicultorului. Asta vis-a-vis de a clarifica și detaliul acesta. Eu nu am o problemă când se distruge în timp plasa antivaroa, cumpăr și fac un schimb. Și nici chiar mi se schimbă, mi se duc capsele sau nu știu ce alte lucruri de la rame. Asta este mai valoroasă albina decât niște rame sau niște plasa antivaroa. Întrebare. Petru Tacu, Tacu. Această manifestare a puietului văros a apărut în ultimii 2-3 ani în mare parte din Europa. Vedem asta din postările de pe net. Poate fi o mutație genetică a acestui virus sau ce-o fi?
poate fi o consecință a multitudinilor de rase și de hibrizi introduse haotic în România, mai ales în România. Este o prima recenzie, am mai făcut-o de a s-o fac, este vorba de o ciupercă, când e vorba de puiet văroz. Puietul în sac este de un virus care, un retrovirus care face treaba asta. La ciupercă nu se folosesc antibiotice, nici la viroză nu se folosesc antibiotice, sunt inutile. Antibiotice asta ca să combace pe tovarășul, tovarășul de misiune apicultura de joi, unde noi am discutat lucrurile acestea, pe domnul distinsul apicultor și domn, mai foarte mare domn și apicultor, că n-am fost coleg, am terminat liceul apicol, domnul Mihai Gramă. Da? Și nu vorbesc cu ironie, are mult bagaj de cunoștință și de experiență de apicultură. Ce fum vine? De ce nu dă de făcut fum la ceva? Și vine fum în toată gospodăria. O supraviețui, trebuie să iau mască. Da. Și era întrebarea de ce nu se mai fac antibioticele la care le aveau pe vremuri la ICDA pentru puietul văros. Păi, pentru că nu sunt utile antibioticele la puietul văros. Așa. Și de asta, deci am lămurit că e vorba de o ciupercă, apoi căutați, da? Ce ciupercă este, nu tălcesc eu limba în gură acum, ca să mai trebuie să mai și căutăm prin cărți, prin, chiar și pe Google mai ne dă prostii care ne pot fi utile. Apoi, tot ce am citit, vreo 10-12 studii științifice pe ideea de puiet văros, nu găsiți foarte multe, dar sunt câteva. Concluzia multor entomologi sau medici veterinari sau apicultori cu multă experiență și practică și științifică, că nu există tratament. Am găsit 2-3 excepții care vin cu ideea că ar exista tratament. Dar linia generală, fie că e vorba de Europa sau de USA, pentru puietul văros, puietul mumie sau calcifiat, nu există ca ordine generală tratament. Cu toate acestea, există, am spus, soluții. Unii le socotesc ca tratament, alții ca remediu, mai ales în ceea ce privește prevenirea. Cum spuneam și altă dată, spre cauze, ține de partea de umiditate, de climă, exterioară și interioară, adică microclima, ține de nutriție, nutriție săracă sau lipsă de nutriție sau nutriție proastă ca și cu structură proteică și de aminoacizi. Și apoi, deci, malnutriție sub nutriție și apoi este și, nu în ultimul rând, poate ar fi puse printre primele, dar să nu dau pe la moră la cei care spun pe gălceavă, este și partea genetică, că aceea este o vulnerabilitate genetică. Și dacă privim aici, într-adevăr, poate fi vorba de o varietate de albine, dar eu n-aș vedea asta ca o propagare a bolii mai degrabă, cu cât mai multe linii și asta se mai diluează. Este adevărat că una din practicile greșite este că noi ni se spune omorâți regina. Da, dar pentru care regina e ridicată în atmosferă, nu i-am omorât. Da. Și ce la ce a folosit. De asta eu cred că trebuie mai degrabă acele familii care fie bolnave, fie n-au performanță, ar trebui să avem o conduită și pe partea aceasta de a nu lăsa să meargă în aer trântorii de la ele. Și aici e foarte simplu, este grate de Hahnemann care se poate pune între corpuri, se poate pune în ordini și în felul că acesta trântorii aceea să nu plece și eu vă spun că se sinucid. Chiar ai o problemă la metod de agresivitate albinii care atâția trântori morți acolo de nu mai suportă morți și te cheamă să cureți. Deci ar putea fi, dintr-o anumită perspectivă, cu mare indulgență să aibă dreptate domnul Petruț, dar eu ideea asta că s-o adus de toate nu văd neapărat ca o culpabilizare. Culpabilizarea fiecărui apicultor că atunci când vede că are o manifestare de boală nu provocă carantină, nu ia măsuri de izolare a celor gene. Da? Deci nu se vece că rup gâtul la regine. Trebuie să scap și de tântării pe care aceasta i-a făcut. Așa, vreau să explicam cum face soluția de forme, că am explicat-o. Așa, Sami așteaptă să vadă spălarea păduchilor de pe albine la 65, când o ajunge să facem treaba asta, așa o să face, că se zbolează cu vaporizatoarele. Daniel îmi spune mult succes, Sami. Ai o
scoție pe dosami, nu discutăm de alcool filtrat. Victor, bună ziua, bombardez cu vreo două întrebări. Între prima întrebare. Se poate trata în perioada culesului cu acid formic? Pentru a doua întrebare, pentru format de adant, se pune rama MER sau fabric una de adant? O zi bună. Eu le-am pus pe ramă MER, fiindcă asta e rama mea principală. Eu am și de adant pentru vânzarea de roiuri și am și jumătate de MER, da? Dar le-am pus pe MER, fiindcă în general cu acele vaporizatoare nozzle hider, eu fac tratamentul la familie. Și dacă fac tratamentul la familie, clar că ăsta e standardul meu. Da, poate fi pusă și lângă ramă de adant, cât timp este acolo acid formic, nu va clădi. După aceea vă spun eu, clădește chiar și interior dacă se simte suprapopulat. Da, deci se poate folosi. Eu nu am făcut formicul în culesuri. Chiar dacă este un acid organic, n-am făcut în culesuri. Și chiar am făcut cu decalaj cel puțin de un ciclu de albină, de 21 de zile, înainte, formicul să se termine înainte de cules, și după ce am extras miere am făcut formicul, de asta uneori am avut întârzieri, că na, albinele sarnice sunt mai lene și aduc mai multe miere decât îmi place mie să extrag, și ca atare am mai întârziat. Așa, o întrebare pentru Tudorel, aici o las să o citească și să vă răspundă. Acolo iar o recomandă Cristian Stoian cum să scap că să scoroiul ăla cu pene și cu toate astea. Așa. Hai că aici am una. Cea mai bună miere. Așa se cheamă în canalul lui. Salut, domnule, e bine să învățăm de la liderii mondiali în apicultură și aici mă refer la asiatici. Aștept cu interes să văd pură în aplicat real link-ului de jos. Suc. Nu e nouă o metodă, aceea miere bună sau cea mai bună miere. Problema este că în Franța nu găsesc acel aditiv. Așa, și numai dacă s-o cumpăr din România și să o aduc în Franța. Iar dacă vreun deștept de ăsta care vine în vizită vede că am lipit acolo gândacii viespile de aia și poate să o lipi și o pasăre, risc am probleme cu cei din gașca lui Greta Totineta cu apărătorii naturii, că fac prostii. Dar nu era ideea, deci nu aia nu era ideea, dar voi capta exact ca și bidoanele sau cu celelalte capcane de lucrătoare. Problema mea este să pot ajunge cumva să atac cuibul. Și atacarea cuibului nu se poate face decât cu o substanță care este adusă la nivel subletal și cumva să stai să contaminezi viespile asiatice una câte una, care se ducă în interiorul cuibului, fie hrana contaminată, fie ea să fie contaminată și să împrește o travă și să în felul acesta să diminueze vitalitatea cuibului. A făcut un coleg treaba asta în Portugalia și a văzut că atacul la stupină i-a scăzut cu 50%. Deci poate fi o soluție. Nu este eradicare, este o diminuare a atacului pe albine. Și nu exclud să îmbin și metoda asta a ta asiatică, dar și ce v-am învățat de la colegii din Portugalia, aceea cu calul troian. Așa. Viespii asiatică are momente că e foarte lacomă, hapsână, la carne de pui și carne de pește și probabil asta va fi momeala mea și pe acele chestii cu adezivul, dar și pe chestiile cu subletal. Vom vedea acum. Apropo, le-am văzut și la Superprotein și la Petie, de la Dulco Dornice să pape. Le place gustul. Da. Asta vis-a-vis de învățatul de la cei mai mari apicultori mondiali. A să știi că și noi avem mari apicultori mondiali, da? Dar nu se bagă în seamă, iar care se bagă în seamă, uite de exemplu să iau așa pe domnul Mihai Gramă, e mare apicultor mondial, că n-ați văzut pe unde merge. Apoi mai este distinsul mare apicultor și om
profesionist în apicultură, da? Ordin mondial, că e mare idol pentru mulți români, domnul Dan Margarit Marius, DMM-ul, da? Și dânsul este, de ce? Puneți întrebări, cred că vă va răspunde. Mie nu vă va răspunde, că am avut pe o să-l pun întrebări și să-l pun la colț cu două, trei întrebări la care fie erau prea ridicate pentru domnia, pardon, pentru nivelul nostru de apicultor la marginea gardului, fie erau prea banale ca să ne răspunde, să-mi răspunde. Așa că poate dumneavoastră vă răspunde. Așa, pe subiectul ăsta cu mare apicultor mondial, și aici vreau să mai intru o polemică. Discutam zilele trecute cu un apicultor vis-a-vis de crescătorii de regină și spunea că numai în afară sunt crescători buni de regină. Nu, sunt mulți crescători buni de regină multiplicatori și în România. Fie că sunt doar crescători de hobby și fac regine foarte bune, fie că sunt multiplicatori și au liniile lor sau briderii cumpărați și fac multiplicare și vă dezamăgește și 2-3, nu mulți, care poate hai să zicem maxim 5, care fac și ameliorare, da? În România. Numai că știi că e vorba aceea, nimeni nu-i profer la el acasă, așa că luați din străinătate. Plătiți că va veni și poate și moarte, cum spunea cineva că i-a venit moarte, că n-au ajuns la timp sau habar n-am. Bați, vedeți, pe urmă sunt sigur că vă ia să penească, v-ați dat și o grămadă de bani și pe la dal degeaba îl înjurați că nu vă înțelege limba, pe când românul, dacă îl înjurați, îl denigrați, vă înțelege lui limba, îi faceți nechiazuri pe piață și gata, credeți că v-ați răzbunat, că asta vă este în fire. Și asta nu vorbesc din poezii, asta vorbesc și din proprie experiență. Până dimineața, v-ați alătate. Așa, ani în urmă, am dat la un mucios de apicultor, că îl certa și Nea Andrei Ignatov, îl certa și Dorian, ca roia lui care i-a făcut să nu se dezvoltaseră. Și toți au zis, bă, acolo, pe lângă faptul că erau ramele, trecea tractorul și se spăgea roata la tractor, atât de vechi și de urâte, nu îi mergeau roile. Nu-i luau siropul, clar că erau și probleme de regină, era și problemă de sănătate albinei acolo. Și i-am dat două regine carpatine, la vremea aceea aveam carpatine, ca două. La Târgu Jiu, am făcut drumul la Târgu Jiu cu ocazia unui anunț și i-am dat două regine. La nici 2 săptămâni ea intră pe hanguri și spune că i-am îmbolnăvit stupid deloc, că de la reginele mele, da? Și era sfârșit de sezon și am rămas pe stoc cu vreo 50-60 de regine comandate. Oamenii schimbă și toamna. Și atunci n-a fost plăcut. Și vă spun, e propria experiență. Da? Dar așa, ca să fiți încredul, că românul e credul și crede că numai lucruri bune se întâmplă din afară, luați din străinătate. Dar eu vă spun că sunt foarte buni crescători de regine și multiplicatori și nu numai multiplicatori, amelioratori sunt foarte buni în România care sunt. Asta vis-a-vis de treaba asta. Aici rețeta la murături, mersi frumos pentru idei. Așa, Sebastian Florin, da. Eu folosesc microfoanele astea luate de la chinezi. Dacă ele intre pe pană, da? Este o chestie ce receiver băgat pe USB în telefon, ăsta îl pornesc și îl pun. Am încercat să fac și stereo, dar uite că atunci când a fost Sami la mine, nu a fost că am avut eu polemica cu Dan Bărgărit, de aia n-a mai intrat Sami, nu. A fost ploaie. A fost ploaie și ne-am ocupat cu alte îndeleniciri și nu ne-a lăsat vremea să intrăm în stupină. Am făcut eu pamfletul acela că i-a fost frică lui Sami, că na, m-am certat eu cu Mărgărit, nu ne-am certat nimic contrazis și pe niște idei și a ridicat și el vocea și eu știu să ridic vocea, dar nu ne-am certat. Plus că asta este, Dan Mărgărit să știe că este un vanitos și orgolios și asta este. Și de asta spuneam că dacă mie nu face receiver-ul acela contact bine, nu se bea că telefonul stat, ai muncit și prin uzină și are niște prah metalic prin el, difuzorul de la telefon, cred că și de a scăpat s-a dus, trebuie să fac un depanaj sau să-l duc la depanator. Și asta este cu treaba asta, cu că uneori se fac probleme de sunet. Îmi pare rău, pentru atunci când se fac probleme de sunet, învățați să citiți pe buze. Sau să aveți grijă că oricum eu știți că spun prostii și nu are rost să le luați în seamă. Ah, domnul Paraschivescu, Teodor Paraschivescu,
Ok, Tony, despre el e vorba, acolo un mesaj mai mult privat. Apoi, mai mire Fălticeni, este o încântare să vă urmăresc. Documentat și la obiect, au o întrebare. Asta nu mai folosit tratamente amitraz, flumetrina. Amitrazul l-am folosit, v-am spus, în forma de varachet, flumetrina n-am folosit niciodată. Au fost 2 ani la rând când am cumpărat amitraz la flacon ca să-l folosesc pe metoda aceea de amitraz omogenizat amestecat, diluat sau mă rog cum vreți, în untură și pe urmă bețele de lemn, subițe de lemn muiate în acea untură, îmbibate în untură, pusă pe soclu stupului ca albina lucrătoare să calce cu, să facă așa o glumă proaspăt cu lăbuță, că tot aveam cățeni pe aici, să calce cu piscerușile și să ducă amitrazul ăla prin cuib, dar eu rămân în ceară. Și supradozare, supraîncărcare a cerii va afecta vitalitatea puietului care se va naște de acolo și nu, deci bine știu deja, nu trebuie să mai repet a mia oară, va fi și o problemă de sterilizare a trântului. Veți avea trânturi, dar vor fi sterili, nu vor avea material biologic bun pentru împerecheare. Așa că n-am folosit fumetrina și nu mai folosesc amitres, folosesc oxalic prin picurare sau prin glicerină, folosesc acid formic, folosesc ca timol și uleiuri esențiale. Așa, hai să vedem dacă mai este un răspuns. Așa, bada este... E un nume aici destul de... Bebilebijoara. Cum cod? Nu știu cine este. Salut! Probabil avem acele vârstă, suntem de ăștia mai mambo. De ea cu salut. Deși știu că noi, generația cu cheia de gât, dacă nu ne știm față în față și nu știu dacă știu pe tovarășul, colega apicultor, doar cei care ne știm față în față și am jucat tabla, am băut o bere, am fost la pescuit împreună sau măcar ceva de genul ăsta, ne putem lua cu salut. Altfel pot să cred că este din categoria Facebook. Da, n-ați foame? Ce floare frumoasă ai ta. Păi, să revenim. Cum preparați, vă rog, acid oxalic pentru îmbibare pe lavete? Eu, stai să citim în continuare, eu am folosit anul trecut Oxistrip. Totul părea ok, dar primăvara asta n-am mai fost tratat, a fost o perioadă mai lungă de cules, livadă, păpădie, păducel, cibeșor sau câmp. Bravo, domnule, unii se laudă că au numai cules, felicitări. Așa, și nu am avut cum să tratez și apoi, la salcâm am avut mortalitate mare de albine și am intervenit cu varia, chiar și mavirol, imediat după extracția salcâmului. Totuși aș vrea să încerc oxalic sub altă formă, concentrație poate fi mai eficient decât Oxistrip. Mulțumesc anticipat. Da. Mersi, uite ce flor frumos mi-a dus fiica mea, Ana. Mersi, Ana. Mă doare mâna asta cu telefonul ăsta mic în mână. Să nu vă sunt sticle, dar... Daniel, Ana, cu mine aici. Am folosit Oxistrip, nu Oxistrip, ăsta oxalicul cu glicerina și eu l-am făcut unul la unul. Nu m-ați ținut seama de ce vorbea Randy Oliver și apoi de fapt, mergând și la originea ideii, metodei, Daniel Maghi, argentinianul respectiv, entomolog. Eu am mers pe varianta aceasta 50-50, dar cel mai important este că acele suporturi, lavetele de bucătărie acelea, să știți că nu rămân prea umede, și nu le propolizează, nu le toacă să le împrăște peste tot. Deci nu e cea mai ideală variantă. Le-am testat și eu, toacă din ele, dar pe urmă le ceruiește și le propolizează. Și atunci trebuie să găsiți o variantă de suport care să vă permită disiparea, să-l toace. Nici foarte ușor și nici foarte greu. Da? Dacă toacă prea ușor, e flash, l-a împrăștia și pe urmă îl ventilează albina și nu a fost multă albina intrat. Nu va fi coxalicul cu glicerin, este un tratament de contact și trebuie să fie de lungă durată. Și asta înseamnă, ori vă luați în calcul la câteva zile, 4-5 zile cum l-a eliminat, să aduceți altele, ori trebuie să tratamentele acestea de în contact.
trebuie să depășească 30 de zile. Dacă mergeți peste 45 de zile, puteți să vedeți randamentul. Dacă așteptați că în 15 zile să vedeți randament, nu vedeți randament la ele. Și cam asta este ce pot eu să vă spun. Așa, am terminat. Mulțumesc că era aici o altă, un comentariu. Cineva m-a întrebat de Turalola. S-a terminat sezonul la dumneavoastră, e vorba de un mesaj de acum de o lună, încât folosiți, puneți dozatoarele, când folosiți acidul formula 45. Am văzut când folosesc acidul formula 45, sezonul la mine se termina semnire după salcăm, am fost mai leneș cu trasul ieri, am mai spus-o, nu mai laud, că pe urmă cine se știe, poate se găsește cineva să ia o leneș ca mine pe băvătătura ei și n-aș vrea acum să facem coadă. Să uită Daniel la mine, nu înțelege glumele, mă înțelește. Așa. Și ocazional este șansă, domnire, de vară, dacă oamenii nu costesc Lucerna și Trifoiul, dar de obicei pe acolo ne înregistrez cu tati. De obicei acolo se termină repede sezonul și de-aia se terminase sezonul. Am folosit 45% formic, fiindcă temperaturile ajungeau până la 33-35 de grade și aveam nevoie să am prima acțiune pe puietul, pe tratament la Varroa. Și v-am spus, scorul a fost pe o familie foarte puternică când am făcut spălarea aceea de cu alcool pe, așa a fost 2 Varroa la dita mea colonie. La circa 300 de albine recoltate. Așa că, oameni dragi, mă opresc aici că trebuie să mai acord și atenția copiilor că vor să ne jucăm pe aici. Bun, la revedere. V-a salutat cu dragă, veni și soarele și mă sunt deja contra lumină și nu mai iasă filmul foarte clar. Îmi bate soarele pe cap și nici eu nu mă văd bine. V-am salutat cu drag, Ionel, apicultor la Apisines, un oltean în Franța, apicultor la marginea gardului electric, pe data viitoare, când va mai fi. Ciao!